Cel mai matinal personaj din Casa Băieților este Gilbert Cățelul. Ia priviți-l cum întinde hainele pe sârmă. Când ajung acasă să-mi spăl cămașa aia la mână, bine, bine, la tot, știi? Aia a luat-o câinele la tot. Așa e că el a luat-o. Păi el a luat-o, că eu am găsit-o când am tras-o de jos. El a luat-o, câine. Da. Și nu știu prin ce a tras-o, prin iarbă, prin... A doua zi, istoria s-a repetat. Se pare că lui Gilbert nu-i place deloc cămașa lui Petru. Petru, cămașa asta de aici e a ta? Serios? Ești acasă. Albă? E albastră. Foai. Gilbert, ți se pare normal ce ai făcut? Nu comentez, nu vreau să fiu interpretat greșit. Oricum, s-a tăiat la montaj. Păi s-au tăiat cam multe acolo, dar să nu ți se taie și ție coada. Gilbert? Petru? Ce crezi că are cu tine? Nu, cred că are nimic. El are cu tot ce pe acolo prin curte. Da, tot. Cămașa ta? Am spălat-o. Am băgat în ăla de covoare. Era toată plină de iarbă. Gilbert, ce-i cu Petru? E părerea lui Petru. Bă, Nicolae, stai puțin, că nu e vorba de asta. Zi, bă, dar ce a făcut? Nicule! Bă, Nicolae, nu e vorba de asta. Nicule! E vorba de... Bă, Nicolae, trebuie să te trezești că... Aici... Nicule! Aici... Nicolae! Nicule! Alo? Cristian? Alo? Bă, lasă-i-mă, bă, lasă-i-mă. Alo? 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 Nu știu ce făcea ea. Era un fel de relație deschisă? Nu știu ce fel de relație, era o relație de... Nu vreau să zic acum pe post. Caută un cuvânt frumos și zi. Rahat. Scuzați-mă. Da, da, uite că țineai la ea. Într-adevăr. Vine unul umplat, omă. Cămașă. Pantofi. Frumoși. Sacou. Burta un pic peste curea. Asta nu contează, cămașa frumoasă. Când eu am înțeles că trebuie să iei... Câți bani găsește, atâția bani iese. Și atunci m-am contrazis iară cu Marian și s-o ridica și o să te contrazic. Păi da. Și iară în cameră am avut discuția și o zic, nu, Petru, te contrazic, nu e așa. Și nu mai puteam, zic, vai, Mariane, nu pot să cred, cum? Eu știam că e așa și cu regulile, nu, că nu e așa, că nu e așa. Ia un spet. De ce mă întrebați pe mine? Dumneavoastră sunteți polițistă? Nu, nu sunt polițistă, sunt milițiancă. Da. Dar la ce te gândeai? Nu-i de râs. Nu-i de râs. Mă referam că atunci când mai vorbeam eu cu el, aveam unele momente în care spuneam și eu ceva și ori lua totul personal, mă întreba acum de ce râzi. Dar... Păi nu, dar el zice spanac, cum ai zis, spanac? Spanac cum? Spanac împrăștea și au râs 10 minute, 15 minute. Zic, mă, fată, dar fi serioasă. Ce ți-a zis? Spanac împrăștea și a începea să râde. Sau făcea Radu niște glume și a râdea. Fii mai serioasă, fii mai... Cum să spui? Spanac, păi spanac împrăștea? El a zis așa, ca și cum tata meu avea o vorbă, care ești pe varză sau... Scuzați-mă acum. Și acum toată lumea să râdă. Deci iată, iată cum râde toată lumea, Petru. Deci nu râde doar Ana. Spune-le să fie serios. Se pare un băiat potrivit pentru stand-up comedy. Nu, poate ei râd din felul în care am zis-o eu. Așa de amuzat. Păi și eu poate am râs în felul în care a zis-o el. Cu varză. Cu varză a fost.
spus, Dănuț, că ți se pare potrivit pentru stand-up? Stand-up comic. Da? Deci, deci felul cum explică și pune, deci pe mâine bun. Deci iată, toată lumea a râs. Nu doar Ana. Numai eu sunt supărăcios. Așa sunt eu, domnul Andreea. Nu mai supăr, poate eu sunt mai serios așa. Că te-ai supăr? A început poți. Deci să înțeleg că toți concurenții sunt neserioși? Nu, eu sunt neserios. Deci tu noaptea o iei, o pupi, o ții în brațe. Seara. Seara. Iartă-mă, îmi cer mii de scuze. M-am exprimat total greșit, iartă-mă. Bun. Da, deci seara. Noaptea... Îți cu ursulețul. Și îmi spune noaptea că mă ia pe mine în brațe când ține ursulețul. Se întâmplă niște lucruri pe acolo. Te trezești și mai faci și declarații așa de față cu toată lumea. Nu-mi place, nu vreau, nu este bună, e prea mică, e copilă, nu, nu, nu. Și seara nu mai pot. Și seara iar pe ea. E mină pentru... Nici eu nu mă înțeleg, de ce? Ce vede acum? Ce-i greșit? Păi nu știu, doamna Andreea, la prima emisiune spune că o iubește, că îi place și acum că nu mai vrea. De ce? Sana, vezi că...